Kirila, au trecut 3 luni de la invazia rusă în Ucraina. Care sunt cele mai importante provocări de securitate, economice, logistice, privind moralul populației, cu care se confruntă Republica Moldova în acest context al conflictului din Ucraina? Moralul este bun, având în vedere toate riscurile care sunt acum și care, presiunea care apasă asupra Republicii Moldova. Cetățenii noștri, bineînțeles, au anumită îngrijorare, dar nu fac panică, sunt cumpătați, la fel cum cumpătată este și conducerea Republicii Moldova, care face tot posibilul ca să mențină pacea și stabilitatea internă în Republică. Lucru foarte important, pentru că nu avem o armată puternică, societatea noastră continuă să fie divizată pe criterii geopolitice, chiar dacă majoritatea societății optează pentru Uniunea Europeană și apropierea de România, de civilizația europeană, totuși există o anumită parte a societății care privește doar spre Est, indiferent de sursele și informațiile pe care le au la dispoziție. Și noi trebuie să ținem cont de acest lucru, să nu alimentăm discordiile care există, să nu le escaladăm. Și până în prezent, societatea a demonstrat că este unită în ciuda acestor divergențe și vulnerabilități, că este tolerantă, că este solidară cu prietenii noștri din Ucraina și am demonstrat, în primul rând nouă, dar și întregii lumi, că valorile Uniunii Europene, valorile civilizației moderne sunt prezente în Republica Moldova.